sunt Laura Teodoru, bine v-am găsit la Ghidul de Sănătate. Vorbim astăzi despre afecțiunile coloanei și despre modul în care stilul de viață își pune amprenta asupra acesteia. Învățăm astfel să pășim drepți și fără durere prin viață, susținuți de arhitectura coloanei. Durerea de spate sau lombalgia reprezintă o problemă frecventă, în special în rândul populației active, cu vârste între 25 și 55 de ani. În ultimii ani, mai bine de jumătate dintre consultațiile la reumatologie sau medicină internă au ca pretext durerile de spate. Afecțiunile coloanei nu aleg în funcție de sex și nu sunt apanajul persoanelor care practică meserii grele, iar multe dintre ele presupun durere și suferință, absenteism de la serviciu și costuri financiare. Durerea nu e importantă numai prin ea însăși, dar și prin faptul că poate implicit să demaște lucruri mai grave în coloană. Pentru doctor este important să poată să clasifice lombalgia, să știe cauza ei, pentru a îndrepta apoi pacientul să se adreseze specialistului de care are nevoie și să-și rezolve problema. Principalele cauze sunt sedentarismul, lipsa unei posturi corecte în timpul activității zilnice, efortul brusc și prost dozat, care poate solicita structurile coloanei precum mușchi, tendoane și ligamente, încărcându-le cu inflamație care provoacă durere. Durerea va trece, dar pacientul trebuie să învețe să o prevină. Anxietatea prea mare generează și mai multă durere. De aceea, prin vizita la medic, se obține nu numai calmarea propriu-zisă a durerii printr-o rețetă, printr-un medicament, dar primește și explicații legate de structurile propriu-zise care îl dor și se liniștește, pentru că s-a constatat că pacienții mai anxioși, care nu reușesc să-și stăpânească bine durerea, își amplifică problemele mult prea mult. Și atunci absenteismul e mai mare, durerea e mai mare și se intră într-un cerc vicios din care se iese mult mai greu după aceea. De-a lungul vieții, probabilitatea de a trăi un episod de lombalgie este de 80%, iar numărul cazurilor nou apărute crește cu fiecare an. Durerea nu este întotdeauna de nesuportat, iar tendința de a o ignora ne stă în fire, dar cauzele pot fi multiple. E nevoie ca pacientul să se adreseze unui doctor tocmai pentru a soluționa problema și pentru a ști în ce categorie intră pacientul. Indiferent de vârstă, trebuie avut în vedere că o problemă mecanică în coloană, care se va rezolva în procent de 90%, nu este același lucru cu o suferință reumatismală, cu o inflamație în coloană, care nu se vindecă și care trebuie tratat o viață întreagă. Pentru prevenirea episoadelor de lombalgie este foarte important să avem o viață activă. Lipsa mișcării nu afectează doar coloana, ci toate structurile organismului. A fi activ este un stil de viață și ar trebui să le imprimăm și copiilor această idee. Problemele de coloană pot fi agravate prin lipsa mișcării și a activității. A trăi cu durere nu este deloc ușor, iar afecțiunile fizice atrag suferință psihologică. Atât pentru astăzi din Ghidul de Sănătate realizat împreună cu specialiștii MedLife. Nu uitați de sfaturile medicilor și încercați să fiți mai activi, pentru ca săptămâna viitoare să ne vedem iar viguroși și sănătoși.